când poezia apărea aproape întreagă scrisă, eu trebuia să o țin minte doar, și doar cu spații albe, vedeam pagina scrisă cumva, cu câteva cuvinte care lipseau, însă la cuvintele astea aveam răbdare la început acolo, puteam să stau și câte 3 luni, și câte 6 luni, ca să pot pune cuvântul care lipsea, sau strofa care lipsea. Adică nu vedeam toată poezia chiar complet. Adică se întâmplă, sunt lucruri reale. Sau după ce te chinui o zi întreagă să scrii o poezie, nu ți iese ultima strofă. Mi s-a întâmplat la Adjectivul Artur, chiar la prima poezie din volum. Și te culci, dormi și când desculți, scrie automat ca și cum s-ar fi lucrat în somn și eu cred că chiar se lucrează în timpul somnului. Deși somnul nu e așa de străveziu, adică nu se sezizez faptul că lucrează cineva acolo în continuare și ai poezia întreagă. O ai fără să te chinui, totuși te chinui toată ziua. Și noaptea să faci. Pentru că eram într-adevăr foarte fericit când mi se întâmplau chestii de astea, n-am forțat niciodată, adică nu scriam decât în momentul în care, iarăși în mod real, aveam și începea să mi se întâmpla asta, mi se mișcau degetele, începea de la mâna dreaptă, de fapt și la stânga, mi se mișcau așa când mă duceam acasă, începeau să miște, i-a scris. Eu vă spun din tinerețe chestia asta, nu e deloc actual. Nu mai zbârnii degetele scris. Deci trebuia transformată mișcarea aia în scris. Și scriam foarte necitesc pentru că versurile veneau cu o viteză extraordinară și ca să le pot scrie erau aproape ilizibile. La recitire, dacă le lăsam mai mult, nu mai înțelegeam ce am scris. Și obișnuiam să scriu și pe întuneric, adică seara, noaptea, eu n-aveam lumină electrică, mă rog, la țară e simpatic. Puteam scrie și noaptea și câteodată a doua zi nu puteam să-mi descifrez câte o strofă sau un cuvânt sau... Deci ești fericit când scrii. Acum, eu aveam un prieten care venea la mine, avea fel de fel de iubite pe la doua asta, tot poet, Adi Cuzin, care s-a prăpădit. Era foarte sufletist. Și care permanent îmi spunea, domnule, totuși când te culci cu o femeie, ești mult mai fericit. El se cam culca, adică avea succes la femeie și îi plăcea să-și povestească. Îl era foarte mult. Povestea cu amănuntă, așa, cum stătea ea, cum stătea eu, ce zicea dânsa, ce zicea eu. Era plăcut că mă convinsesc, într-adevăr, adică, posibil că chestia asta să fie mai dar, deși îmi plăceau foarte mult femeile, eu m-am ferit foarte mult. Până când am căzut total. Da? O căptușită la mine. O elevă, datorită unui interviu. Dar aici e altă fericire, de acum e lungă.